Ora ambasadorului. Ne-am dorit să-l avem alături pe excelența sa, domnul Kent Dowell Loxton, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Din lipsă de timp, dumnealui nu reușește să ajungă astăzi la Biblioteca Națională, dar noi, desigur că ne vom împărtăși cu dumneavoastră despre experiența Bibliotecii Naționale în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite, care pe parcursul a peste 30 de ani a realizat mai multe proiecte de îmbunătățire a colecțiilor secției literaturii lumii, și anume este vorba de autori americani, în special contemporani, care au ajuns în colecții Bibliotecii Naționale grație unor granturi oferite de ambasadă. La fel, Ambasada Statelor Unite a contribuit la îmbunătățirea competențelor bibliotecarilor atât din țară cât și de la Biblioteca Națională. A susținut mai multe stagii de formare de diferit nivel împreună cu Departamentul de Stat și alte instituții pentru bibliotecarii noștri. Desigur că un partener a Programului Național Novateca, la fel a fost Ambasada Statelor Unite, în implementarea programului susținut de către Bill și Melinda Gates. Desigur că cel mai reușit proiect, dar și ca amploare de implementare în colecțiile pentru Biblioteca Națională, este proiectul de restaurare și conservare a Hristoavelor Basarabene din secolul XIX, proiect care a fost susținut de ambasadă prin fondul ambasadorului. Acesta a fost un proiect de patrimoniu, pentru colecții de patrimoniu, pentru Biblioteca Națională, cât și pentru Basarabia din acea perioadă. Despre aceasta mai târziu ne va vorbi Mariana Chiriacov, specialist principal din cadrul Bibliotecii Naționale. Dar acum noi vom trece la următorul vorbitor din cadrul programului. Este doamna Zuza Dacu, bibliotecar referent în cadrul secției europene, din cadrul Bibliotecii Congresului Statelor Unite. Comunicarea ei poartă genericul Moldova în colecțiile Bibliotecii Congresului. Bună ziua! Eu mă numesc Zuza Dacu și o să vorbesc despre Biblioteca Congresului și ce găsim despre Moldova în Biblioteca Congresului. Ok? Un moment. Și am mai scris. Ok. Deci, titlul este Moldova în colecțiile Bibliotecii Congresului și o să încep cu un filmuleț pe care sper că o să puteți să vedeți și dumneavoastră. Este în engleză, dar eu am tradus-o în limba română. Deci, de la Biblioteca Congresului de Washington, D.C. Biblioteca Congresului... Oh, not okay. I wanted to see the subtitles. Yeah. Deci, Biblioteca Congresului a fost înființată printr-un articol al Congresului când capitala națiunii a fost dată de Philadelphia la Washington, D.C. în 1800.
În august 1814, capitolul care casa și biblioteca a fost arsă de trupurile britanice în războiul de 1812. Cele 3.000 de volume care alcătuiau colecția de bază au fost distruse. În mai puțin de o lună, Thomas Jefferson a oferit biblioteca lui personală ca substitut. Congresul a acceptat oferta și a plătit aproape 24.000 de dolari pentru 6.487 de cărți. Astfel, colecția mult mai mult decât s-a dublat față de colecția originală. Colecția, desigur, a continuat să crească și în anul 1870, bibliotecarul Ainsworth Rand Spofford a promovat legea pentru protecția drepturilor de autor, lege care solicită depozitul a 2 exemplare pentru fiecare lucrare la care se face o cerere de protecție de autor. Biroul drepturilor de autor din Statele Unite se află și până azi în Biblioteca Congresului, așa că majoritatea materialelor din colecția bibliotecii au fost primite prin procesul de înregistrare. În 1873 au început să se facă planuri pentru o clădire nouă și după ce planurile au fost aprobate în 1886, s-a început construcția. Clădirea, care acum e numită Jefferson, și-a deschis ușile în noiembrie 1897. Biblioteca acum are 3 clădiri pe dealul Capitol Hill. Clădirea originală, care acum se cheamă clădirea Jefferson, clădirea John Adams, construită în 1938, și clădirea memorială James Madison, care a fost completată în 1981. Biblioteca Congresului este cea mai mare instituție culturală federală. Deține mai mult decât 150 de milioane de materiale, scuzați-mă. De fapt, acum avem mai mult de 175 de milioane de materiale, dar oricum și 150 de milioane ar fi fost destule. Ca să impresioneze cel puțin. Dintre care 36 milioane sunt cărți și alte materiale tipărite, catalogizate în 470 de limbi. Mulți cred că biblioteca deține mai ales cărți și într-adevăr are multe cărți, dar are și colecții vaste de alte materiale de hărți, partituri, fotografii și imprimeuri, înregistrări audio, manuscrise și filme. În colecția de 70 de milioane de manuscrise se află și copii originale dintre cele mai mari tezauri ale istoriei și culturii americane. Printre acestea se găsește și prima schiță a Declarației de Independență scrisă de Thomas Jefferson, prima cuvântare inaugurală a lui George Washington și discursul de la Gettysburg al lui Abraham Lincoln. Biblioteca are mai mult de 20 de sări de citit, 850 milioane de mile de rafturi de cărți, 3 milioane de înregistrări audio, 6 milioane de partituri. Colecția crește în continuu. Biblioteca primește aproximativ 15.000 de materiale pe zi, dintre care cam 12.000 sunt adăugate la colecția pe zi. Și asta înseamnă mai mult de 2 milioane de obiecte într-un an. Materialele care nu sunt alese pentru colecția bibliotecii sunt utilizate în programele de schimb naționale și internaționale. Când și-a deschis ușile în 1897, Biblioteca Congresului a reprezentat o performanță națională neegalată. A fost cea mai mare, cea mai scumpă, cea mai sigură bibliotecă din lume. Interiorul decorat meticulos, împodobit cu lucrări de artă a aproape 50 de pictori și sculptori americani, conectează Statele Unite cu tradițiile clasice a științelor și în același timp a etalat puterea culturală și tehnologică americană. Această vedere spre Sala Mare sau Great Hall din etajul al doilea spre coridorul de sud arată designul detaliat a tavanului și a pardoselei.
Și aceasta este o vedere a salei principale de citit în clădirea Thomas Jefferson. Oricine care a împlinit deja 16 ani și are o formă de identificare se poate înregistra ca cititor și are acces la materialele Bibliotecii Congresului la fața locului. Biblioteca Congresului este impresionantă și inspiratoare, dar nu trebuie să o vizitați în persoană, să căutați între comorile acestui institut. Oferim milioane de materiale gratis și fără înregistrare. Puteți să începeți să căutați acum dacă vizitați loc.gov. Deci asta a fost filmulețul și am reușit cumva să vorbesc destul de repede. Am încercat de multe ori și nu am prea reușit. Deci acum ne întoarcem la... PowerPoint. Deci asta a fost filmulețul pe care l-am văzut și aici vă arăt câteva detalii despre colecția noastră despre Moldova. Acesta este un ghid la colecție pe care din păcate nu am terminat-o, dar când am vorbit despre colecția inițială a lui Jefferson, să știți că el a avut două cărți de la Dimitrie Cantemir. Ok. Misiunea bibliotecii are o mulțime de misiuni. Este de a stimula, a inspira și a informa Congresul, poporul american, cu o sursă universitară și statornică de cunoștință și creativitate. Asta a fost misiunea originală, dar mai ales după al doilea război mondial, guvernul american și-a dat seama că are nevoie să învețe mai mult despre lume și de atunci colectăm mai mult despre tot din lume și servim toți cercetătorii din lume care ne contactează oricum. Biblioteca este un institut public, accesibil pentru toți și toate serviciile noastre sunt gratis. Deci, câteva date despre colecția bibliotecii. Încercăm să colectăm materiale de care au nevoie cercetătorii de azi, dar și în sute de ani în viitor. Colecția în prezent are mai mult de mai mult de 170 milioane de obiecte fizice, dintre care cam 36 milioane de cărți, 74 milioane de manuscrise, 4 milioane recordări audio, 2 milioane recordări video, 6 milioane partituri, hărți, 16 milioane fotografii și așa mai departe. Și acum colectăm și foarte mult conținut digital. Eu habar n-am cât e un petabyte, dar probabil că e foarte mult. Ok, câteva cuvinte despre colecția noastră, despre Moldova. Fotografia am făcut-o eu în sala noastră de citit, care se cheamă Sala de Citit Europeană. Avem câteva cărți în fiecare țară, materiale de referință pe care să le avem când avem nevoie, fără ca să trebuie să le căutăm în colecția noastră mare. Ok, so mai ales după cel al doilea război mondial, Guvernul Statelor Unite a dedicat fonduri pentru a achiziționa informații din toată lumea. Din sau despre Moldova avem cam 90.000 de titluri, în aproximativ 12 volume. Asta e pentru că aș vrea să avem mai multe, dar între timpul timpul Uniunii Sovietice, noi nu am putut achiziționa ce vroiam noi, ni s-a trimis din Moscova și atât ni s-a trimis din Moldova și de atunci am mai cumpărat în ultimii 30 de ani cam jumătate din ce avem în total. Ok, ce fel de materiale avem? Majoritatea materialelor din Moldova sunt cărți, dar și periodici. Din
și se află în colecția generală, dar avem și materiale în colecțiile specializate, avem cărți, microfilme, cărți în colecția de cărți prețioase și rare, muzică, arhive de pagini de web, baze de date care conțin și date despre Moldova. Științele umaniste și sociale sunt cel mai bine reprezentate în colecția despre Moldova, deși am vrea să avem materiale despre tot. Cine poate folosi materialele? Normal că orice persoană care a împlinit 16 ani și vine la Washington DC poate să folosească, dar știm că toată lumea nu poate să fie în Washington DC. Deci avem materiale și pe pagina de web. Eu am folosit loc.gov, Library of Congress, și am scris pur și simplu Moldova și am ales să caut prin everything. Deci, dar ce avem conținut pe care putem să ne uităm online, și am găsit 1341 de lucruri. Sunt listate prin relevanță. Se pare că hărțile sunt cele mai relevante pentru Moldova. Avem articole scrise... de biblioteca noastră și celelalte nu vedeți aici, trebuie să vă uitați dumneavoastră. Ok, deci cine poate folosi materialele? Catalogul nostru vă stă la dispoziție la catalog.loc.gov. Vă putem trimite în e-mail articole dacă aveți nevoie din bazele noastre de date și avem acces la mai multe 1100 baze de date. Vă putem scana și trimite prin e-mail hărți, partituri muzicale sau capitole din cărți și așa mai departe. Nu împrumutăm materiale pentru persoane, pentru că din cel mai aproape tot nu avem numai un exemplar, dar putem să vă trimitem materiale, mii de materiale în fiecare zi și la biblioteci din toată lumea. Deci, vă invităm să explorați colecția bibliotecii noastre, mai ales prin catalog.loc.gov. Puteți să urmăriți programele noastre online. Biblioteca, când nu avem pandemie, are foarte multe evenimente organizate și de obicei se vor vedea și pe YouTube. Și puteți să ne trimiteți întrebări despre cum și ce se găsește în biblioteca noastră sau altundeva, dacă vă putem da informații, atunci vă dăm. Primim foarte multe întrebări și încercăm să ne să găsim soluții pentru toată lumea. Vă mulțumim pentru atenție. Deci eu mă numesc Jușa Dațu și sunt bibliotecară în Sala de Citit Europeană și adresa mea de e-mail e zdatsu@lsi.gov. Vă mulțumesc! Cum ies eu de aici? Stop share. Această prezentare. Într-adevăr, colegile noastre, cele care sunt interesate de schimb de informație, de afla ce cărți sau ce putem recepționa de la ei ca informație pentru completarea bibliotecilor noastre, cred că au prins ideea și sper să o utilizeze în continuare în dezvoltarea activității în cadrul secțiilor. Următorul vorbitor este Mariana Chiriacov, specialist principal din cadrul Bibliotecii Naționale cu comunicarea, managementul proiectelor Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, studiu de caz în baza proiectelor Hristoavele Basarabeni și alte documente istorice din secolul XIX, sprijinit de finanțator
din cadrul Fondului Ambasadorilor Statelor Unite pentru Conservare Culturală. Poftim, Mariana! Mulțumesc mult! Estimată doamnă director, onorată asistență, stimați colegi, astăzi voi vorbi despre proiectul Hrisoarele Basarabiene și alte documente istorice vechi din secolul XIX, proiect implementat în perioada din octombrie 2017 până în decembrie 2019 de către Biblioteca Națională Republicii Moldova și Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, Alexei Rău. Acest proiect a fost sponsorizat de Ambasada SUA în Republica Moldova, Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală. Aici, în slide, aveți mai multe definiții a ce este un proiect. Personal îmi place cel mai mult prima definiție. Un proiect este un efort temporar, întreprins pentru a crea un produs, serviciu sau rezultat unic. Și în această definiție dată de Project Management Institute, aveți faptul că în rezultatul unui proiect trebuie să fie produs ceva, un serviciu sau rezultat care este unic, unicat. Alte definiții mai adaugă careva elemente noi, să zicem, altă definiție spune că numai că trebuie să fie un obiectiv planificat sau trebuie să fie o calitate stabilită în anumite constrângeri de timp și limite de cost. Deci aici vedeți mai multe variante, ele toate se potrivesc la activitatea bibliotecă și la proiectele de bibliotecă. În ce privește proiectul Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, în perioada din 2002 până în 2021, Biblioteca Națională a avut 14 proiecte cu susținerea financiară a donatorilor străini, dintre care 3 din ele au fost în domeniul legat de conservare și prezervarea documentelor. Adică este un domeniu solicitat și credem noi că și va fi și mai departe la interesul donatorilor străini. Și mai este și un proiect care el nu este direct legat cu conservare și prezervare, este în domeniul digitizării, dar pentru viitor, pentru acest domeniu este tot foarte important și considerăm oportun și să vorbim și despre acest proiect. Dacă vorbim despre cele trei proiecte în domeniul conservării și prezervării documentelor, primul proiect a ținut de crearea centrului tehnic de conservare și restaurare, al doilea a vizat lansarea programului Național Memoria Moldovei și al treilea este proiectul legat de Hrisoarele Basarabiene, o colecție care aparține Bibliotecii Naționale a Moldovei. Și proiectul de digitizare, despre care am pomenit la moment, este în derulare. Este vorba de dezvoltarea echipamentului de digitizare Bibliotecii Naționale Republicii Moldova și crearea Centrului Național de Digitizare în cadrul Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, despre care astăzi s-a vorbit în prima jumătate a zilei. Deci, pe slide-ul, da, puteți vedea starea Hrisoarelor Basarabiene înainte de aplicarea măsurilor de restaurare și conservare. Starea inițială a fost caracterizată prin rupturi, înduituri, lacune, cauzate de factori nocivi, de degradarea specifică mediului de păstrare neadecvat, diferite deformări, plieri, pete de ceară, de murdărie și vedeți și aceste dorele, urme de atac xilofag. Să zicem, astea au fost cele mai mari forme evidente de deteriorare a documentelor. Colecția de hrisoare, aici deja vedeți colecția restaurată,
iată cum a fost la început. Și asta deja este rezultatul muncii secțiilor care au participat, celor două secții care au participat în proiect. Însuși colecția de Crisovii Basarabeni conține în jur de 200 de documente, ceva mai mult de 200, fiecare document având de la 1 până la 5 pagini. Formatul este, după cum ați văzut, cu aproximație de formatul hârtiei A3 și sunt Crisoavele sunt tipărite pe hârtie manuală cu cerneală neagră. În Crisoave se publicau diferite noutăți legate de Basarabia, care pe atunci era în componența Imperiului Rus și foarte des se întâmpla pe diferite ordine legate de guvernarea Moldovei, noutățile despre războaie, despre ciumă și așa mai departe. Crisoavele au fost publicate în limba română. De multe ori același text era repetat și în română și în limba rusă. Acestea sunt caracteristicile și care au fost principalele proceduri de tratament, de conservare și restaurare aplicată Crisoavelor Basarabeni. Curățirea mecanică cu gumă, completarea zonelor lipsă cu hârtie japoneză, îndepărtarea hârtiei în exces și finisarea încurării, presarea fiilor restaurate între filtre de uscare și realizarea hârtiilor de protecție. În ce privește ultimul punct, în proiect nu era prevăzut realizarea acestor cutii și el este la etapa incipientă. Care au fost rezultatele proiectului, deci acele rezultate care noi le-am planificat la început. În primul rând, secția de carte vechi și rară a fost dotată cu 3 aparate de aer condiționat, în ce privește depozitul. 3 umidificatoare portabile, 2 hidrometri portabile și un aspirator, plus au fost confecționate 26 de piese de mobilier expozițional. Adică s-au îmbunătățit condițiile de păstrare și de menținere a cărții vechi și posibilitatea de a expune a diferitor cărți vechi și rare. Pe slide vedeți o parte din mobilierul expozițional, rafturile și o masă. Ce privește două secții care au participat, Centrul Tehnic de Conservare și Restaurare, el a fost dotat cu echipamente specifice, camera de dezinfecție, cater, aparat de tăiat hârtie și aspirator, împreună cu un set de doze microajustabile la echipamentele de aspirator standard. Adică s-au făcut totul pentru a îmbunătăți procedura de dezinfecție, curățare și prelucrarea hârtiei. Și pe lângă dotarea cu echipamente, Biblioteca Națională a beneficiat și de două ateliere importante, livrate de specialiști în conservare și prezervare de la Biblioteca Congresului Sunar. Deci ați văzut acum o reprezentantă a vorbit și de la aceeași Biblioteca Congresului Sunar am avut și vizitatori în cadrul proiectului. Primul atelier anumit politică de prezervare a colecțiilor de documente a avut loc în perioada 21-23 martie 2018. Formatorii atelierului au fost Nancy Lev Alexander, specialist stabilizare colecției și conservare preventivă, și Alan Haley, specialist prezervare. Și al doilea atelier intitulat Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor vechi a avut loc în perioada 4-7 decembrie 2018, același an. Formatorii au fost Susan Peckham, conservator senior hârtie, și Daniel Peterson, conservator senior carte rară. Toți acești specialiști sunt lucrători Departamentului de Conservare și Prezervare a Bibliotecii Congresului Statelor Unite Americii. Astfel, Bibliotecarea din Moldova și au îmbunătățit cunoștințele teoretice și practice în domeniul conservării și prezervării, iar atelierul de reparare a cărților s-a bucurat de un interes major.
Și restaurarea documentelor, noile echipamente, noile abilități a bibliotecarului sunt rezultatele care le-am planificat în proiect și le-am obținut. Dar pe lângă rezultatele planificate, am obținut și o serie de rezultate suplimentare. De exemplu, proiectarea și fabricarea de suporturi din sticlă organică pentru cărți, în scopuri expoziționale. Adică sticla organică este mai benefică în locul la suporturile de metal pentru cărțile vechi. Sau lecternele, suporturile de carte sub formă de triunghi, care permit de a deschide cartea sub un unghi. Astfel se minimalizează stresul pe care îl primește cartea când este deschisă total, stresul pentru cotor și partea care unește foile de cotorul cărții. Astfel, mai multe cărți vechi și rare au putut să fie expuse utilizând aceste tehnologii. Alte rezultate suplimentare au fost și schimbarea atitudinii specialiștilor americani față de vizitele în Europa de Est, în special în Moldova. Aveau foarte multe temeri de călătorii, pentru că experiențele poate altor nu erau foarte pozitive, dar după aceste două traininguri, tot departamentul de conservare și prezervare este gata la următoarele traininguri, așteaptă cu nerăbdare dacă vom derula și alte activități, sunt gata să ne ajute, să ne consulte în orice moment. Aceasta este tot un beneficiu adăugător al proiectului și sperăm că vom continua această colaborare cu succes. La fel, alt beneficiu a fost constituirea unor relații de lucru în cadrul echipei de proiect, precum și cu furnizorii locali și furnizorii de bunuri și servicii locali, care acești furnizori au trecut deja în lista de furnizori permanenți a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. La final, aș vrea să subliniez concluzii pe care le-am făcut în calitate de coordonator de program, de proiect. În primul rând, activitatea de proiect necesită de la personalul implicat o serie de abilități organizatorice, abilități antreprenoriale, creativitate, capacitatea de a aborda sarcini necunoscute pentru domeniu, cercetare, analiză și sinteza informațiilor, nivel ridicat de receptivitate a noului, studierea inovațiilor în domenii conexe, capacitatea de a prevedea cursul dezvoltare microeconomică și macroeconomică, promptitudine, etc. În al doilea rând, am vrut să spun că s-a observat în cadrul proiectului că este destul de complicat de a implica secții din diferite departamente sau să implici mai mulți oameni. De obicei se face cu un grup mai restrâns. Și asta este un domeniu în care Biblioteca Națională poate să se dezvolte mai înainte, desigur, prin încurajarea formării continue, un domeniu care dezvoltă abilitățile necesare, investiția în această formare continuă a personalului, care manifestă interes pentru activitatea de proiecte, pentru că cursurile cu certificate de la centre specializate sunt foarte scumpe. Încurajarea schimbului de experiență cu alte biblioteci și instituții de informare în acest domeniu, precum și cu ONG-uri care lucrează în baza de proiecte, asigurarea cadrului legal activității de proiect, inclusiv posibilității managementului financiar independent al Bibliotecii Naționale. La moment, operațiunile bancare se desfășoară prin ONG-uri afiliate Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, Alexei Rău, a fost implicată în acest proiect. Și alte momente de încurajat valorificarea rezultatelor și experienței obținute pe parcursul implementării proiectelor, precum și orientării spre rezultatele pe termen lung. Explorarea relațiilor internaționale pentru a obține cât mai multe parteneriate în beneficiul ambelor sau mai multor părți. Cu aceasta vreau să închei prezentarea despre proiectul Hrisoavele Basarabene și documentele istorice de la începutul secolului XIX, susținut de Ambasada SUA în Moldova, Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală. Vă mulțumesc foarte mult!
pentru atenția acordată și vă doresc să aveți o zi frumoasă în continuare. Doamna Mariana, noi cei care într-adevăr ne-am implicat în managementul acestui proiect, într-adevăr a fost o bună experiență. Beneficiile pentru Biblioteca Națională le-ați prezentat. Desigur că au beneficiat și colegi din cadrul programului Memoria Moldovei, de instruire în special. Despre aceasta ei au vorbit și până astăzi mai pomenesc lucruri bune, cum s-au simțit la Biblioteca Națională, ce au învățat și de fiecare dată nu ezită să ne laude. Următorul vorbitor este Veronica Cosovan, șef secției Carte Vechi și Rară din cadrul Bibliotecii Naționale, cu prezentarea Muzeul Cărții între necesitate socială și inițiativă culturală din cadrul Bibliotecii Naționale. Vă salut și eu, dragi colegi, în această secțiune a conferinței de astăzi. Și iată că voi vorbi despre continuitatea acelui proiect cultural amintit de până la mine de doamna Mariana Chiriacov. Deci, cu toții știm că moștenirea culturală a fiecărui popor este una din cele mai importante premise care contribuie la culturalizarea societății și la păstrarea identității naționale. În prezent, noțiuni precum bibliotecă, muzeu, arhivă sau centrul de informare se întrepătrund în întreaga lume și această tendință este justificată de globalizarea sectorului cultural. În acest context, bibliotecile ca fenomen cultural joacă un rol important nu doar pentru prezervarea memoriei naționale, dar contribuie și la diversificarea formelor de recreere și agrement a societății, utilizând în acest scop instrumente nespecifice activității biblioteconomice, precum ar fi elemente din activitatea muzeală. Moștenirea culturală a Republicii Moldova este foarte diversă și concentrată în mai multe colecție a instituțiilor de cultură din țară și una din cele mai semnificative instituții în acest sens, care are în gestiunea sa adevărate exemplare ce fac obiectul patrimoniului cultural mobil, este Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Din cele 2,5 milioane de documente, circa 35.000 unități reprezintă patrimoniul cu valoare științifică, istorică, literară, paleografică și bibliofilă, care face parte din programul Național Memoria Moldovei. La 14 iunie 2018, Biblioteca Națională a deschis un muzeu a cărții în cadrul secției Carte Vechi și Rară, dotat cu echipament expozițional modern, prevăzut să asigure un microclimat deosebit pentru păstrarea comorilor scrise ale țării. Amenajarea acestui spațiu a fost posibilă implementării proiectului salvgardarea hrisoavelor basarabene, de care a amintit doamna Chiriacov. Muzeul a oferit bibliotecii posibilitatea de a valorifica documente patrimoniale cunoscute anterior unui cerc restrâns de cercetători prin intermediul noilor forme și metode inovaționale. În epoca tehnologiilor digitale, Muzeul Cărții a devenit un spațiu în care cetățeanul are ocazia să cunoască și să admire gratis în comparație cu muzeile tradiționale monumente originale ale culturii scrise. În acest spațiu, cartea este prezentată în principal nu ca un banal suport de informații, ci ca un obiect de artă care reflectă realizările științifice, tehnice și gusturile artistice ale epocii din care provine. Inițial, activitatea de bază a Muzeului Cărții a fost activitatea expozițională, ca cea mai eficientă formă de publicitate și popularizare a colecțiilor bibliotecii, alături de documente scrise fiind expuse de multe ori și obiecte muzeale ce au tangență cu istoria cărții, scrisului și tiparului. Dacă la început acumularea acestor obiecte se realiza doar de colaboratori, pe parcurs vizitatorii din propria inițiativă ca urmare a vizitării muzeului au dorit să ne pună la dispoziție aceste
astfel de obiecte pe care le aveau acasă, pentru a le face cunoscute povestea lor și ca parte a memoriei locale. Obiectele expuse, de fapt, acționează ca un mijloc de interconectare dintre oameni și perioada istorică care vizează expoziția. Organizatorii expozițiilor conceptualizează proiecte expoziționale într-un mod contemporan, interactiv și inovațional. Un exemplu în acest sens a fost expoziția Dincolo de carte, organizată în cadrul celei de-a cincea ediție a nocturnii bibliotecilor, pentru care colaboratorii secției Carte Vechi și Rară și-au pus la lucru creativitatea și ingeniozitatea, inspirându-se din activitatea marilor artiști contemporani, au creat 25 de compoziții moderne din cărți, file, coperte și alte obiecte în tehnica bookfoldingului, care și are origine în arta japoneză. Scopul acestei expoziții a fost, de altfel, de a pune în lumină rolul cărții ca sursă de inspirație și operă de artă. Câteva din acele compoziții le vedeți în slide-ul dar. Pentru a spori interesul față de patrimoniul documentar național și față de lectură, în anul 2020 au fost concepute activități educative cumulate în cadrul a două servicii moderne, precum biblioturism și școala altfel, prin intermediul cărora este asigurat accesul la varietatea patrimoniului cultural pentru toate categoriile de utilizatori, indiferent de starea socială sau identitatea etnică. Prin implementarea serviciului biblioturism sunt realizate activități caracteristice turismului cultural, precum bibliotururi și ghidaje informativ-cognitive. Bibliotururile vizează nemijlociși și spațiile de amplasament al bibliotecii, în special blocul 2, care este monument de arhitectură de importanță națională din secolul al XIX-lea, renumită, după cum știți, și ca cea de-a treia clădire a primului seminar teologic din țară. Baza ghidajelor informativ-cognitive sunt, desigur, că proiectele expozițional-muzeale elaborate în cadrul anumitor evenimente culturale, pentru care există un interes din ce în ce mai sporit ca un canal foarte eficient de comunicare. Acest interes are loc în legătură cu dezvoltarea turismului cultural. Unul din cele mai interesante și cu mare priză la utilizator a fost ghidajul Invenții care au marcat istoria, care pe lângă materialul istoric captivant, vizitatorii au aflat cum se confecționa hârtia în evul mediu, au avut ocazia să cunoască cum lucra un teas tipografic pe timpuri și au participat la culegerea unei foi, adică la aranjarea literilor înainte de a fi tipărită. Din agenda activității serviciului modern școală altfel fac parte activități interactive de învățare specifice turismului educațional, precum programele educative și atelierele de scriere interactive structurate într-o ofertă educațională, la fel desfășurate gratis la solicitare. Programele educative se adresează unui public larg, ele fiind adaptate fiecărui grup de vârstă. Ca urmare a desfășurării proiectelor educative a parvenit ideea de a organiza atelierele interactive care permit vizitatorilor să simtă contextul epocii istorice și având scopul ca participanții să interacționeze direct cu acele obiecte la care se referă tematica expozițiilor. Desigur că lor li se vorbește contextul istoric în care au apărut și s-a dezvoltat scrierea, însă ei nu doar cunosc vechile scrieri, ci au ocazia unică să confecționeze tablițele de lut folosind lutul veritabil sau polimeric, să pregătească un stilus din trestie sau o tabliță cerată ca în Roma antică. Oferta educațională a trezit interes și anumitor agenții de turism și de ghidaj din țară, impactul, precum ar fi Vanessa Tour, Asalt Tour sau Cunoașteți Țara. Nu pot să nu menționez faptul că un factor foarte important care asigură activitatea muzeală este factorul uman,
deoarece valoarea obiectului este pusă în evidență datorită cunoștințelor complexe în domeniul artei, istoriei, geografiei, literaturii, ale personalului, iar interesul în rândul utilizatorilor depinde în mare măsură de abilitățile de promovare de care colaboratorii dau dovade. Ce nu am mai spus este faptul, este și despre interesul pe care l-a provocat Muzeul Cărții pentru alte instituții de cultură din țară, care s-au arătat interesate în elaborarea activităților conexe de promovare și valorificare a patrimoniului. În acest context, țin să menționez colaborarea cu Agenția Națională a Arhivelor, prin intermediul cărora am organizat două expoziții dedicate culturii medievale scrise și grație căreia, pentru prima dată la Biblioteca Națională, au fost expuse acte medievale din timpul lui Ștefan cel Mare. Au răspuns pozitiv și Facultatea de Design Poligrafic de la Universitatea Tehnică la propunerea de a expune lucrările studenților de la această universitate în cadrul unei activități dedicate Zilei Internaționale a Scrisului de Mână. Institutul de Istorie a Academiei de Științe pe vremuri a venit cu ideea de a realiza o reuniune științifică dedicată 330 de ani de la tipărirea primei Biblii în limba română. Pe parcurs ne-am bucurat și de colaborarea cu Biblioteca Andrei Lupan, prin intermediul cărei am adus în vizorul publicului primele scriere juridice tipărite pe pământul românesc și vorba aici de pravila de la Govora de la 1640. Și cea mai recentă, ultimă colaborare a fost deci participarea la realizarea, desfășurarea programului Estival Provocarea Verii, care a fost, care a derulat pe tot parcursul verii în toate filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petrucei cu HDU. Deci un traseu din acest program estival a fost cunoașteți biblioteca din cartier și ei au vizitat zilnic Biblioteca Națională în general și în special au fost solicitate atelierele de scriere, deci de diferite tipuri. Deci iată că prin aceste activități echipa muzeului a reușit să transforme biblioteca într-un mediu multifuncțional cu spațiu performativ, în sensul că bibliotecarii, prin realizarea expozițiilor muzeale, oferă vizitatorilor o subiectivitate deja gata făcută și totodată aceste activități asigură și durabilitatea proiectului Salvgardarea Hristoarelor Basarabene. Iată că pornind de la o inițiativă culturală, Muzeul Cărții în cei 4 ani de experiență a dovedit că este o necesitate socială, deoarece participă la consolidarea comunității locale prin implicarea nemijlocită a locuitorilor în activități intelectual-creative. În activități intelectual-creative și în acest timp a devenit o platformă publică deschisă pentru autoeducație și aceasta datorită utilizării active a colecțiilor în programe educaționale. Muzeul Cărții mai deschide și o nouă perspectivă pentru bibliotecă, cea de a deveni parte a turismului cultural și educațional prin transformarea lui într-un spațiu de învățare permanente și un mediu pentru inspirație. În concluzie, putem afirma că Muzeul Cărții contribuie nu doar la procesul de conservare a patrimoniului cultural, dar și la dezvoltarea așa zisei societăți a cunoașterii. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc mult, Veronica! Încă o dată ne convingem că atunci când am gândit acest spațiu pentru a dezvolta acest serviciu în cadrul Bibliotecii Naționale, care se simțea că este necesar, iată, el s-a afirmat în acești 4 ani, într-adevăr devenind unul din cele mai solicitate spații ale Bibliotecii Naționale în general și cred eu că a bibliotecilor din Chișinău. Noi mulțumim întregii echipe pentru prezența comunicărilor de astăzi.
cei care s-au străduit să pună în valoare reușitele Bibliotecii Naționale. Aceste reușite sunt aduse cumva în dar acestei instituții care face frumoasa vârstă 190 de ani, vârstă considerăm longevivă pentru o instituție de cultură, în special în spațiul Basarabean, luând în considerație că însăși instituțiile de cultură în spațiul nostru au avut o soartă vitregă uneori și iată că Biblioteca Națională a rezistat în timp. Acum, dragi colegi, dragi oaspeți, vă invităm să facem un tur al Muzeului Cărții din cadrul Bibliotecii Naționale, să vă convingeți încă o dată despre bogățiile care se păstrează astăzi în aceste spații și de profesionalismul bibliotecarilor noștri. Pentru astăzi vă mulțumim mult pentru prezență, pentru comunicări, pentru că ați fost activi, dar și totodată și ați reușit să fiți alături de noi până la finele zilei. Vă mulțumim din suflet și încă o dată vă îndemn, mergem împreună la Muzeul Cărții. Mulțumesc! Acel deci donator este și această mașină veche de
Mai ales cea mai veche mașină de tipar de la sfârșitul secolului al XIX-lea, deci tot e cu unii parcuri, nu știu, de 90, da, și mai ales copiii când vin băieții, ei sunt interesați să vadă că Mercedes, deci nu condiționa numai mașini, dar la început, deci tot mașini, dar doar că e tapat. Aici avem, deci, nu putem să nu punem ce e mai rămâne lucrări au lui Dimitri Carmenir, primul domnitor care a fost și mie al Academiei Euro de Medicin în Berlin, cel care, de fapt, la recomandarea acestei academii a și scris prima carte enciclopedică despre Moldova, e vorba despre descrierea Moldovei. Desigur că ea, la început, a fost scrisă în limba latină și pe prima dată ea a fost picurită pe părți într-o revistă, magazin de istorie al Dușeni și noi avem acel magazin istoric este în colecție Bibliotecii Naționale, însă ca carte, pentru prima dată, deci descrierea Moldovei a apărut în 1742 la Leipzig. Și, desigur, că istoria Imperiului Otoman de la Hamburg în 1745, care, de fapt, este ornamentată, deși cu portretele Mițelor Sultan din colecția particulară a lui Cantemir. Pentru că atunci, cât timp a trăit Cantemir la Istanbul, aici cu piesă de a Palatul, un post în care el a trăit, el a avut o bibliotecă foarte bogată, atât de cărți, ce știne de istoria românilor, dar și literatură universală și diferite portrete. Iată că acele portrete se găsesc în această carte. Aici sunt primele cărți care au ocupat colibul, care este semnătura lui originală. De ce zic semnătura originală? Noi mai avem cărți care presupune că ar fi semnătura lui Bodoni, dar unii pseudo-cercetători, istorici de la noi, tot zic că nu este veritatea, cineva ar fi falsificat. Dar iată că ei nu știu nimic de documentul acesta, da? Și deci, bine, dacă ceilalți când arătam ce el nu este veritatea, eu aud că de-aia pe acest lucru